Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu pentru persoanele noi. Eu sunt Cristina și astăzi vom dezbate un subiect mai delicat din punctul meu de vedere. Vom vorbi despre mentalitatea proastă a unor români. Și aici mă refer strict la hater, mă refer la persoanele care nu gândesc înainte să scoată ceva pe gură, care nu gândesc înainte să lase un comentariu, care nu se pun măcar o secundă în locul acelei persoane pe care o jignește, care distrug suflete. Și vreau să vorbim și să vă spun că de multe ori, credeți-mă, nu mă regăsesc în lumea asta. Mama m-a educat altfel, să fiu respectoasă, să fiu sociabilă, să fiu prietenoasă, să ajut oamenii bolnavi. Când văd atâta răutate, credeți-mă, pentru ce trebuie să fim răi? Pentru ce trebuie să fiți răi și să faceți atâta rău? Voi nu vă gândiți că dacă lăsați un comentariu și puneți o etichetă unui om, acel om poate să intre în depresie, poate să descurajeze, de multe ori se închide în casă. Trebuie să gândiți înainte să vorbiți. Sunt oameni care jignesc persoanele cu handicap sau persoanele care au grave probleme de sănătate. Nu-mi place chestia asta să spun handicap, dar vreau să se înțeleagă. Oameni buni, noi trebuie să-i susținem pe acei oameni, să fim lângă ei, măcar moral, dacă financiar nu putem, să-i ajutăm. Gândiți-vă o secundă. Bun, faceți un exercițiu așa și puneți-vă în locul acelei persoane. Dacă tu, mâine, poimine, ești întreg așa, Doamne ferește, dă o mașină peste tine, te lovește ceva sau paralizezi sau nu știu ce, gândește-te o secundă, pune-te pe un scaun și fă-ți așa o imagine în minte, cum că tu ești în scaunul acela și că trebuie să depinzi de cineva. Trebuie să depinzi de cineva să te ducă la toaletă, trebuie să depinzi de cineva să te pună în pat. Oameni buni, noi suntem creația lui Dumnezeu. Noi nu suntem perfecți. Dacă voi vedeți la televizor perfecțiunea întruchipată, nu există așa ceva. Vă spun eu. Pentru că oamenii aia se operează, își pun silicoane, fac rinoplastie, tot felul de chestii, ca să îmbunătățească. Pentru că societatea cere așa ceva. Noi cerem așa ceva. Dacă noi nu ne schimbăm gândirea și nu integrăm oamenii ăștia care au probleme de sănătate, unde vom ajunge? Unde vom ajunge? Gândiți-vă o secundă, nu mai puneți etichete că omul ăla e slab, că ăla e mai gras, că e nu știu cum. Haideți să nu-i faceți să simtă prost și să fim mai prietenoși, mai buni unii cu ceilalți. Nu avem nimic de câștigat dacă suntem răi, ci doar vă încărcați cu o energie negativă. Eu spun lucrurile astea pentru că sunt șocată de ce văd în jurul meu. Și aș vrea să provoc și alți vloggeri să vorbească despre acest subiect. Poate un pic vom schimba mentalitatea acestor oameni și gândiți-vă înainte să scoateți ceva pe gură. Puneți-vă, v-am zis, o secundă în pielea acelui om. Bun, dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să apăsați și pe clopoțel, să fiți la curent cu ce postez nou. Și vreau să transmit pentru final, iubiți-vă între voi, iubiți-vă semenii. Eu nu sunt un gen pocăită, dar cred foarte mult în Dumnezeu și comunic cu Dumnezeu. Am o conexiune foarte specială. Nu suntem decât niște suflete care vom ajunge cu toții într-o groapă de 2 metri, dar dacă nu ne facem viața mai ușoară și mai frumoasă, atunci cine să ne o facă? Și dacă noi ne îngreunăm cu tot felul de chestii, că n-arăți perfect, că n-arăți nu știu cum, nu știu cum, luați oamenii altfel. Gândiți-vă că îi putem răni și gândiți-vă că sunt lucruri mult mai importante în viața asta și anume sănătatea noastră, nu felul cum arătăm. Dacă îți place să-ți alegi o femeie, alegeți-o pe placul tău, dar uite-te și dincolo de aspectul fizic, pentru că contează și la femei la fel, contează foarte mult sufletul. Bun, pop și ne revedem data viitoare. Pupici, pa!